Salutare! Salut! Da, mă, sunteți pe canalul Jos Minofol. Sunteți pe canalul Super Stas. Și astăzi noi vom face un videoclip foarte, foarte, foarte cerut din partea voastră. Astăzi vom citi și vom răspunde la întrebările voastre. Avem multe, multe, multe întrebări. Ia uitați, stăți pe Instagram. Ia uitați. Wow, wow, wow. Asta era la urmă, în sus, hai. O grămadă. De asta să începem cu... Dintre primii întrebări a fost dacă îți place Josmina. Întrebarea asta să răspund peste vreo 3 ani. Nu, nu 3, dar vreo 4. 3-4 ani să vă răspund întrebarea asta, clar. Iar o iubești Josmina prin jos. Acum cât timp te cunosc cu Josmina? Noi de-am niște de vreo 5 ani. 5 sub. Stai, îmi pare că... Stai. Dacă din 2008... Stai, nu mai mult. 5 ani. 5 ani, undeva la 5 fără ani. Minim 5 ani. Da. Câți ani ai? Eu am 14, Josmina are... 13. 13? Da. Cum te simți când ești cea mai amuzantă persoană? Mă simt... Cum mă simt? Normal mă simt. Mă simt amuzant. Așa. Ce zodi ești? Ce zonă sunt? Ce zodi ești? Ce zonă sunt? Iepurac. Nu știu ce zodi nu sunt. Eu nici nu prea cred în asta, dar ok. Da, adică... Să-și mine tot nu prea cred. Deloc, adică nici nu știu ce e asta. Adică nu știu cine sunt. Cine sunt eu. Da, când ai luat ATV-ul? L-am luat de-am aproape 2 luni. 2 luni, băi, ia-ți cât de răbde, trecut timp. 2 luni de când avem ATV-ul. Mm-hmm. Băi, mi-aș gine. O place pe Taisa, doar ca prieten. Ha? Plac. Dă-te întrebările să mă... Îți place Josmina? Da, da. Îți place să filmezi cu echipa Josmina Show? Tare îmi place. E tot tare îmi place, adică e fain. Noi suntem o gașcă și... Adică e foarte interesant. Pur și simplu noi stăm la cameră, ne distrăm și vă arătăm asta vouă. Și voi toți vă distrați. Da. Dar să nu credeți că totul e așa de ușor. Nu, nu. Întrebare tare interesantă. Te-ți scriu. Îți place Josmina? Îți place Josmina? Dă-o de întrebare. Îți place de o fată? Îți place Josmina, îți place Josmina, îți place Josmina. Îți place jos. Îți place o fată? Nu, băi, de Mihai. Următoarea întrebare. Ce înălțime ai? Eu am 1,71 m sau 72 m. Eu am 1,60 m. Nu știu câtva, adică nu știu. 68, 69. Cred că așa, da. Adică nu-mi amintesc. Tu vrei să vii în Ucraina? În Ucraina? Tare, băi, tare vreau. Eu vreau omul să văd bombele cum vin așa. Niau, 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 niau. Băi, dacă n-ar fi război, eu vreau să eu nu să mă duc în Ucraina. Adică da, să văd. Mi-am plăcut, adică fix înainte de război, noi am fost acolo la munți, ne-am dat cu schi, era fain. Adică în Ucraina, dacă n-ar fi război, eu m-aș duce, dar mult la moment... Dacă să mă duc în Ucraina, nu vreau. Adică, nu că nu vreau, dar mă tem. Logic mă tem. Nu vreau să înghit o bombă. Pe cât este ziua ta? Ziua mea e pe 3 noiembrie. Și a lui Josmina pe 12 ianuarie. Corie! Eu știu. Da, mai departe. Să fie editor cu când am pus ziua. Da, 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 vă zic. Așa. Și apoi, oh, Josmina a pus mâna pe capul ăsta. Da, am rămas. Așa, cât a costat ATV-ul? ATV-ul a costat în jur de 2000-3000 de euro. Motorul, de-am să vă spun, de-am tot. Motorul are, de-am 250 cubici, dar în realitate el are 200 fix. Dar eu spune că 2000 sau 3000 de euro pentru un ATV ieftin, comparativ cu ATV-urile care costă 13.000 de euro sau 20.000 de euro, care au câte 1.000 de cubi și merg cu 300 km la oră, e 300, nu, dar vreo 100-200 le prind. Comparativ cu ce? De început, un ATV de 2-3.000 de euro, eu aș spune că e perfect pentru tine, dacă îți place. Mai departe. BMW ori Mercedes? Asta e întrebarea următoare. BMW, băieți, eu BMW o iubesc. Ce ai face dacă Josmina s-ar muta din Moldova? Ce aș face? Dacă adică tu cu tot îi duci în altă țară, în România... Eu m-am dus...
Dubai. Să trăiesc, nu știu, în românieză, nu știu ce ai face, adică... Eu și să fac, băi, sunt pe Telegram, pe Viber sau pe nu știu pe unde și vorbim. Se duce în România și, băi, n-aș fi fete interesant. Și n-aș fi fete fain. Și dar n-a să mai știdem canalul, n-a să iei echipa, vă spunem, dacă vă spunem la Zucă România. Toți suntem de Moldova, dar vă spunem dacă Zucă România. Sau altă echipă sau cu totul? Români. Salut, bro! Ok, mai departe. De cât timp faci jiu-jitsu? Jiu-jitsu fac, voi, tăi, jiu-jitsu fac înainte ca să mă cunosc cu Jasmina. Jiu-jitsu fac de aproximativ 6 sau 5 ani. Nu cam când mă cunosc cu tine, mă apucă jiu-jitsu. Da. Ia să băieți, atent. Atent, nu vă apropieți. Atent, da. Eu nu scrâni rău. Poți face un vlog cu 24 de ore, ne ținem de mână cu Jasmina. Băi, tu faci oare, ne ținem de mână cu Jasmina, să fie eu. Să aude acolo că ți râd. De cât timp ești prieten cu Taisa? Taisa? Salut, Taisa, în primul rând. În al doilea rând, cu Taisa, de când nu știu. Hai spune dacă așa clar, vă, 4 sau 5 ani tot. O leac mai puțin. Pentru că 3. Hai, 3 sau 3 sau 4 ani, așa. Dacă și-o ta aici, să zic poți fix. Ești foarte frumos, mulțumesc. O iubești pe Jasmina. Jasmina? Jasmina. Vosca, vosca. Ok, da să răspund clar și detaliat. Din Jasmina. Și Таисия, eu Олег пи Михай. Фратели мел де инимы! Я буду держаться. Угу. А, кому мольца зик Стас на фаде фратели мел? Да, бай, бейца, щику. А думаешь, когда нас зик интрунфел фратели мел, а сэра глума, но с ним дар приятен? Адика, ну шчу. Nu suntem nici de reforme, nici frați, adică nu știu, nici... nu semănăm chiar, adică... Adică semănăm, dar nu tare, Oleacă. tare. Uh-huh. Ești împreună cu Jasmina, dacă da, vă potriviți ca doi suflete pereche. Doamne ferește! Iar... Ok, melodia ta preferată. Hai, Jasmina, spune. Eu nu știu, serios. Hai zi tu. Eu ceva mai mult legat de bas, rock și așa. Mie îmi place rock tot. Adică nu am o muzică aparte, adică muzica care cel mai tare îmi place, dar adică sunt multe, dar nu pot să vă spun. Mai mult dacă să vă dați seama, păi, în rock, în bas, da, cel mai tare îmi place. E mie. Mie îmi place rock, dar îmi place rock, bas. Bună, dacă îți place de Jasmina, pune mâna pe cap. Cine trebuie să pună mâna pe cap? Bă, cine trebuie să pună mâna pe cap? Eu am fost înainte de asta pe cap. Ui. Hai de greșeală! Păi, pune mâna pe cap. Nu știu, pune mâna pe cap. Ui. Ce părere ai despre părinții Jasmine? Despre părinții Jasmine am o părere foarte bună. Oameni buni, oameni bravo, oameni mâncitori, adică... N-am nicio părere rău, așa, tare ură. Vloggerul tău preferat. Care vloggerul tău preferat? A meu? Hai să mă gândesc. Nu știu. Îmi place MrBeast. Cred că toți îl cunoașteți, este toți. Pe MrBeast. Adică, nu știu, filmează videoclipuri fain. Vloggerul ăsta... A, eu știu un vlogger, Ce? Jasmina Show. Știam că zici asta. Nici cel mai tare îmi place vloggerul ăsta. Cum o cheam pe dânsul om? Super Stas, ai văzut FF vlogger? Îmi pare că da, mă uite. Da, băi, e fiu tărni, îmi place dansul. A, eu știu, el așa de fain, videoclipuri filmează. A, dar tu te-ai dovedit să se abonezi pe canalul Jasmina Show? Eu, da, m-am abonat. Eu tot, băi, fiu tărni, îmi place vlogurile. La videoclipurile lor, acolo este așa o gașcă cu Stas, îmi pare că Jasmina. Mihai, nu, era Stas, Jasmina, Mihai și Taisa, băi, fiu tărni, îmi place. Da, așa de fain gașcă. Chiar vreau să văd pe Jasmina în realitate. Да я пистаса жаль, что Михай питаися. Где, че едет? К Стамлинга, кампус моя пека. Юрстил. К нему тату на ла. О, гата? Гата? Кумафи. Серьезно? Что здесь аж один
puține întrebări, pentru că aproape toate, cred că 80% din toate întrebările este. Îți place Jasmina? Da, de atâta. Cine Jasmina? A, sunteți o echipă superbă, mulțumim. Ha. Noi n-am răspuns la toate întrebările. Adică majoritatea întrebării a fost numai dacă o iubești pe Jasmina, o iubești pe Jasmina, îți place Jasmina, ești împreună cu Jasmina. Numai întrebările astea, toate au fost legate de asta. Da. Foarte puține întrebări au fost așa legate de altceva. Dacă vreți să faci partea a doua, pur și simplu, dați alte întrebări, nu dacă o iubești pe Jasmina, pentru că noi la întrebarea asta de-am răspuns. Și toți poți vă zic amul. Da, de-am insta aici. De asta poți vă spun. Cam ce a fost videoclipul de astăzi. Dați like. Nu uitați să vă abonați pe canalul Jasmina Show. Oi, Jasmina Show, nimic. Nu uitați să vă abonați pe canalul Superstars. Noi vă spunem. Pa, pa.